o asociație de proprietari, da? De pe strada Amarației Republicii și strada cealaltă, care este Ostrov, da? Care încălzează acest loc, da? Noi am blocat momentan, cum spune doamna Vârcu, da? Acest proiect. Înțeleg că a sunat toate ce au de aici, că da, pe aviz să fie trecut și cu balconul să fie la nivel respectiv și toate merg deja la parte, dacă nu deschideam gura, se vota în scurt timp, da? Vreau să reiau și să întreb, de fapt, dacă a citit ce are în comisie o din punct de vedere și ce am depus noi legat de acest, această revizuire, da? O a treia revizuire a proiectului. Dacă cumva membrii comisiei au primit asta sau le-au citit. Reprezentanții primăriei presupun că l-au parcurs, dacă au ceva de adăugat, dar ar fi bine pentru întreaga comisie să prezentați dumneavoastră pe scurt. Bun, data trecută am mai avut un punct de vedere, era 3 noiembrie, da, a fost răsfoit, citit, da, de câteva persoane, da. Bun, deci, în primul mare argument este că toate gospodăriile de pe aceste două străzi sunt contra proiectului, da? Dacă asta nu înseamnă nimic, să mergem mai departe. Da? Suntem 25, 26, inclusiv... Nu poate, unul s-a retras. Inclusiv un domn Popuiu, de care doamna Vârcu a spus că nu a semnat, dar este pe listă să-l găsească. Inclusiv o doamnă Curteanu, care este vecina noastră aici, lângă blocul cel al doilea, care avem pe Amarabiei, care de asemenea a avut o plângere separată și este alături de noi. Da? Bun. Mai departe, asta se pare că nu ar conta prea mult. Am pus un preambul în care am spus motivele, odată și legale și tehnice, da? Se încalcă articolul 31 din regulamentul general, adică dacă îți spune că autorizarea se face cu respectarea înălțimii medii a clădirii învecinate și a caracterului zonei, da? Tot acest cartier este de case individuale, da? Deci se încalcă acest început de articol, dar se dorește a fi respectată partea a doua a articolului, cum că dacă se poate respecta înălțimea cu depășirea două nivele. Da, dar cum se poate să faci asta când încalci prima parte a articolului 31 din lege, din regulament, da? De asemenea, articolul 14 spune că trebuie să asigure compatibilitatea între destinație și funcțiunea dominantă a zonei. Funcțiunea dominantă a zonei pe toată zona este de locuințe individuale. Cu excepția acestui vecin, care este instituție, este de industrie și o să revenim și pe aceste subiecte, cum că este o industrie care totuși poluează și sonor și prin pulbe. Da? Bun. Apoi, articolul 4.3 din regulament spune că trebuie să aibă 3 accese. Da? Fiecare locuință colectivă are un singur acces. Da? Se încalcă și acest articol de lege. Un singur acces. Fiecare are câte un acces. Ele nu au acces între ele, deci unul are din Republici și unul are separat din Amarabiei. Da? Ele trebuie să fie 3. Cum se poate face acest acces, să faci acces inclusiv la mijloacele de stingere a incendiilor? Am remarcat în celelalte memorii raza, dacă se poate pune farmic o dată ca să se vadă, da? Da, lângă casa mea este de-abia a putut fi făcută la 5,5 de acces, pe acest unic acces, 5,5, iar o mașină de pompieri cere o rază de 10 metri, fiindcă atât are mașina cu 10 metri. Deci ea nu poate vira, nu poate intra niciodată, da? Deci pe acel acces trebuie să intre toată lumea. Când toți deodată, da? Ca să se facă acea rază de 5,5, s-a tăiat și din trotuar, da? Trotuarul care intră viitorii locatari, nu la aceste blocuri. Deci nu mai există, da? Ca să poată obține un 5,5 în loc de 5, da? Se încalcă alt articol de lege. De asemenea, există normă pentru a spune strada aceasta Amarabiei legată de străzi, da? Este ordinul 49-98, da? Și el spune, acest drum are 5 metri efectiv, se poate măsura, cei de la circulație cu studii au pus 5,2, bun. În orice caz, este categoria 4, după cum bine știți cu toții, este un trafic foarte redus, este de o bandă, se cheamă, și care nu poate prelua în plus față de ce avem 26 de gospodării, încă celelalte 28 de viitor locatari, da? Cu vecini, cu musafiri, cu diversi, da? Și cu trafic suplimentar, da? Care există deja pe această străduță și, cum a zis,
publice, da? Deci nu poate prelua așa ceva, nu mai zicem de noxe sau de zgomot, da? La fel, altă problemă care am remarcat-o, în curtea acestei instituții, în acest moment sunt 30-40 de mașini zilnic, se poate vedea din Google, se poate vedea Maps, se poate vedea și acum și oricând și au pus și gând și în planșe, ca și poze, da? Ei spun că vor renunța sau ei vor funcționa și își păstrează două locuri de parcare ca să poată să creeze aceste locuri de parcare, da? Așa ceva nu e posibil, da? Și toate vor îngreuna, bineînțeles, traficul și viața noastră, nu bineînțeles. În studiul de circulație de trafic se spune că oricum circulația va fi restricționată 2 ani. Deci pe lângă asta, noi, toți cei de aici, 2 ani nici nu vom mai putea parca pe aici acasă sau să venim acasă, da? Trebuie să parcăm la Carrefour sau eu știu unde, da? Asta legat despre acces și toate astea. Avem și un punct de vedere tehnic pe care l-am prezentat, nu știu dacă a fost parcurs de toată lumea, înțeleg că nu, da? Al unei doamne arhitecte urbanist, în care menționăm alte puncte, da? Unul din puncte cu care vom merge mai departe, dacă este cazul, este legat despre certificatul de urbanism, care a fost nelegal emis, da? Fiindcă doamna arhitectă șefă, spun toți specialiștii cu care am vorbit, adică avocați și juriști, fiindcă nu vin aici ca să vorbesc din păreri proprii, da? Că nu era în măsură să semneze după ce a fost destituită prin sentință de justiție. Dar n-a fost destituită, da? Prin sentință și n-a semnat după. Și deci am făcut recurs. Asta nu înțelegeți dumneavoastră. Vă rog frumos să răspunzi. Vă rog frumos să rămâneți. Deci doamna Mazarea, că vreți mă dați niște călătirea. Chestia asta. Și proiectul. Dar s-a dat răspuns. Dar nu, spunem ce am pus în punctul de vedere, că toată lumea s-a răspuns la aceste puncte de vedere. S-a răspuns la aceste puncte de vedere, pentru că dumneavoastră le tot dați și le tot dați. Nu v-am primit un răspuns, avem biletul scris în 3 noiembrie. Ai punct de vedere, avem copy-paste. Pe care avem scris că vom avea răspuns până în 3 decembrie, nu am primit nici până în ziua de astăzi, dar la cel cu la vechea ședință CTA-ului, care avem punctul ăsta de vedere. Dumneavoastră sunteți acolo, aveți un spațiu comercial, Mobela, care este pe un spațiu, așa ați făcut un curs. Nu știu de ce vă opticați atât de rău, că respectiva persoană de la Dani nu a făcut pus, ce a făcut pus, nu a făcut pus, pentru că nu a modificat, retrageri, nu a modificat cum ați modificat dumneavoastră pe spațiul acela de protecție, să facă construcție. Deci nu a făcut, face parcat. Sunt puse parcări pe aceste perdele de protecție, da? Este care nu este permisă. Da, răspund să răspund și eu. Trebuie a făcut. Deci problema este că nu vă rog să mă ajutați punctul ăsta. Oricum și erați, și oricum să știți că erați reprezentat de un avocat și credeați să fie avocat. De ce credeați? De ce credeați că ați făcut prin avocat? Bun, doamna este la niște perdele și nu mă interesează. Următorul, deci perdele de protecție. Nu, ba da, am rămas la perdelele de protecție, vă mulțumesc. Da, reclamăm și acest fapt, ce am pus și în primul punct de vedere 3 noiembrie la care nu avem răspuns, reclamăm încă o dată și aici, nu știu ce modificări, faptul că s-a modificat, s-a retras un etaj 4, care era retras, care era de fapt complet pe planul, era încă o mare greșeală, sau subsolul și apoi s-au scos perdelele. Reclamăm acest lucru, fiindcă trebuie eliminat. Pe care dumneavoastră, din Mobela, o respectați, nu? Într-un pus, fiindcă este făcut un pus în acest caz și el nu a reglementat și terenul de lângă. Acolo unde deși se pună perdele, se vede că ele nu sunt puse, nici în planul de reglementări urbanistice. Alt aspect, următor aspect. Nu s-au mai modificat. Alt aspect. Mai avem că. Vă rog frumos, distanțele între clădiri, nu s-a cerut un aviz de incendiu, da? În faza nici de urbanism, nici pentru acesta. Dar spuneți, în general, aud și la cazul anterior, că nu e neapărat de voie, dar s-ar putea să fie... Dumneavoastră ați venit la mine în birou și mi-ați zis că nu o să veți în vecii vecilor mort înaintea să fiți și nu o să aprobați acest proiect. Eu n-am spus așa. Ba da, am spus că noi vom face ne totul ca să ne oprim aici, da, cu discuțiile și dialogul, vă rog frumos, deci după avizul de incendiu. Asta este zonă de locuințe. După avizul de incendiu. Bun, după asta.
distanțe, dar față de mine sunt 4 metri. Am înțeles distanța. Față de celălalt vecin sunt 3 metri. Este un pericol real, este, nu se respectă normal distanțele de la de, pentru normele de incendiu, da, care sunt stabilite în normele P118 și, bineînțeles, spunem la fel că avem 26 de gospodării, mai vor 28 de locatari mașini, plus celelalte 40 de mașini ale lor care nu vor dispărea pur și simplu în etern, da, bineînțeles. Acesta este un zonă de locuințe individuale, da? Astea sunt multe, o parte din argumente care le avem, da? Multe sunt legale, vorbim despre poluarea sonoră. Spuneți voastră că sunt legale. Care sunt, în acest moment este de 70-75 de decibeli și pe Republici și pe această stradă și pe care primăria, în loc să respecte niște norme europene, să încerce să scadă poluarea, cum face pe arterie principală și, da, în zona aceea nu s-a făcut nimic, iar tot și nu vă gândiți decât cum să creșteți poluarea sonoră în această zonă, da? Și bineînțeles, așa ceva nu, da, nu poate să ne facă fericiți, da? Ce aș dori să spunem că nu am spus la ce bun sau mod sau așa, că nu vorbim de genul ăsta, cred. Dar există niște argumente pe care, care ar suna, de exemplu, când am fost la audiență, doamna Răduna spune, da, și la nu mine, deci vinurile... Nu vorbim despre doamna Răduna, nu vorbim despre lucrul acesta. Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Exact, legat despre referitor la avizul de orice incendiu, există vreo problemă, comisia? Nu. La perdelele de protecție? Puteți spune ceva? Nu aș vrea să vă spun ceva înainte de a discuta. Apăsați. Aș vrea să spun că observațiile emise de asociație reprezentată de domnul Ionica aici, le-am citit. Și observațiile le-au făcute fie de dumnealor direct, fie cu ajutorul unor persoane. Vreau să vă spun că în marea lor majoritate erau eronat făcute, iar chestiunile care erau strict cu caracter administrativ, de tipul valabilității certificatului de urbanism și așa mai departe, astea au rămas de rezolvat de către serviciul de urbanism, nefiind problema comisiei tehnice. Noi am văzut partea de argumentații tehnice și ele nu erau corect puse așa cum erau prezentate. Și în condițiile astea nu cred că merită să le reluăm iarăși cu bucur. Întrebarea. Consultarea populației se desfășoară la infinit, adică se trimit petiții și de câte ori se face această consultare a populației? O dată, de două ori, de trei ori, se răspunde de fiecare dată, păi așa o documentație de urbanism poate să dureze ani de zile, că ne trezește cât un vecin m-a spus, da. Deci nu este o consultație. Eu nu vorbesc în cazul acesta, vorbesc în general, pentru că regulamentul comisiei nu este prevăzut numărul de, nu știu, intervenții din partea vecinului. Este o dată, este de două ori, este prevăzut doar numărul de zile conform legii. Da? 20 de zile, 30 de zile, etc. Păi, dacă venim și revenim și revenim și documentațiile se prelungesc. Pe de altă parte, pentru această documentație bănuiesc că s-a trecut prin etapa asta. Iar noi suntem o comisie tehnică. Comisia tehnică n-are niciun fel de rol din punct de vedere juridic. Da? Ceea ce dă comisia tehnică, dă pur și simplu un aviz care este informat. Cine este de acord cu aprobarea proiectului? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Împotrivă.